Bună ziua, dragi prieteni, și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să fiți împreună cu noi. Continuăm astăzi discuția începută în urmă cu 2 săptămâni cu domnul dr. Mironițac, psiholog clinician cu experiență în situații de genul celor cu care acum o lume întreagă se confruntă. Până în urmă cu câteva ore, eu aveam pregătite niște întrebări pentru dumneavoastră, pe care nu vi le-am împărtășit. Nouă ne place să rămânem spontani. Nu cu toată lumea procedez așa, dar în această întâlnire privilegiată pe care o avem cu dumneavoastră, obișnuiesc să las discuția să curgă. Spuneam că până în urmă cu câteva ore aveam o altă întrebare care va veni puțin mai târziu. Acum însă am văzut pe pagina dumneavoastră un eseu tulburător, armata și cu mine. Am văzut că multă lume îl citește, am să-l preiau și eu pe pagina mea, dar am să aleg să începem acum chiar cu finalul acestui eseu pe care l-ați împărtășit, cu aceeași onestitate și deschidere care vă caracterizează atunci când vorbiți. Când mă uit la țal și văd soldații izraelieni hotărâți să meargă la luptă, sunt plin de mândrie și sunt sigur că datorită lor vom câștiga bătălia. Dați-mi voie să încep de aici și microfonul e la dumneavoastră. Bună seara, Serena, și bună seara la toți ascultătorii noștri. Și mă bucur să mă aflu a doua emisiune și poate o să mai avem și sper că să mai avem alte emisiuni. E, când m-am stat și m-am gândit astăzi la emisiunea de astăzi, și nu numai astăzi, dar în ultimele zile stau și mă uit foarte mult la televiziunea izraeliană, pentru că eu sunt abonat la televiziunea izraeliană. Și într-o dată, ieri am avut o discuție cu soția și vorbesc cu ea despre legăturile mele cu armata izraeliană, care eu am servit-o mai mulți ani. Și încet, încet, încet mi-am dat drumul la tot ce am avut și ăsta ce am făcut astăzi dimineața este un rezumat. Dar aș vrea să încep printr-o convorbire cu cel mai bun prieten de-al meu astăzi dimineața, care el îmi spune: Tzachi, să știi că l-a mutat pe băiatul nostru de la nordul țării la sudul țării. Suntem enorm de îngrijorați și el este într-o infanterie foarte superioară și care sigur de sigur, prin ce a zis el, 99,9 o să intre și el în luptă. Și mi-a zis: știi ce înseamnă lucrul ăsta? Ăsta înseamnă pistolul rusesc. Asta înseamnă loterie. Ai noroc, reziști, n-ai noroc, nu reziști. Ei, în cazul ăsta, când el a vorbit cu mine în felul ăsta, am început să mă gândesc mai bine și la mai bine și am zis că astăzi o parte mare din emisiune am să o dedic la soldatul ca soldat, cum trebuie să se prezinte, ce trebuie să facă ca să reziste și la urmă urmei, cum să se întoarcă din aceeași luptă groaznică și cum să ajungă el să continue viața. Trebuie să spun că eu, ani de zile, am fost ofițer de sănătate mentală în armata izraeliană, cu grad de ofițer, de capitan. Trebuia să primesc și major, dar asta e pe altă linie. Și am acumulat foarte multă experiență în domeniul ăsta. Acum trebuie să spun încă ceva, Serena, că am avut ocazii să servesc armata izraeliană și soldații izraelieni la începutul drumului lor. Din alte cuvinte, eu eram în tabăra
de soldați care erau recrutați acum De și pentru le băga. Instrucție. Exact, trebuia să le băga. Acum, din noroc și fericire o nefericire, depinde cum vrem să ne uităm, eu eram într-o tabără unde numărul de incidentele de sănătate mentală era destul de mare. Pentru că acolo veneau soldați cu motivații mai slăbuțe la armată. Acolo veneau soldați care nu erau maturi destul ca să vină să se facă soldat. Gândește-te, Serena, că vine, îți face într-adevăr, la 16 ani te cheamă pentru primele verificări de tot ce se numește verificările fizice. Încet, încet, până la 18 ani, te cheamă de câteva ori, care să treci la ei examenul pentru sănătatea mentală, să treci la ei examenul pentru stările psihotice sau psihologice. Și emotive. Și toate lucrurile astea se acumulează la un punctaj. Sunt două punctaje care ei îți dă o apreciere unde poți tu să fii și unde ai să ai de câștig. Să știi că așa este acum și în școală, am impresia că e un model foarte bun, preluat da. Și în școlile. Da. E foarte bine pentru că în felul ăsta aptitudinea vine să se adauge pachetului de calități pe care omul îl are. El este un tânăr în formare încă. Și este foarte important să nu uităm să ajungem la dilema existențială pe care mi-ai promis. Ajungem la ea, dar vreau să începem să spunem că armata izraeliană este așa de bine formată că ea are grijă din prima și de sunt vreo 5 până la 7% de soldați care nu s-au adaptat în armată și care încă au rămas copiii lui mama, care încă mai au nevoie, scuză-mă de cuvântul, să suge încă și nu poate să iesă la război. Se spune că n-a tăiat cordonul umbilical. Încă nu a tăiat, exact. Bravo! Aceiași soldați, eu mă ocupam de fiecare tabără, avea un alt psiholog, care el s-a ocupat de aceeași procentaj. Și totuși, sunt 90 și ceva de procente de soldați care vin cu un mare entuziasm. O parte are și calități pentru și ce ar vrea să facă. Da. Ca să poată să fie un soldat excepțional, cum ar fi capacitatea motrică fină, capacități de forță fizică. Gândește-te, Irena, că un soldat duce pe el în jur de 25 de kilograme. Am văzut la televizor, este impresionant. Este impresionant că astăzi e mult mai greu decât ce era cu mine în anii 80. Da, da, am văzut. Gândește-te că trebuie să aibă și capacități sociometrice. Ce însemna capacități sociometrice? Să fie prietenos, să știe să se adapteze la cazurile speciale, să aibă el un fel de respect față de colegii lui. Pentru că aici intrăm în primul conflict între mine ca individual și grupa ca colectiv. Cum fac? Cum îmbin aceeași două lucruri? Ăsta este primul lucru care ne învață acolo și care le dă încet, încet mai putere și mai multă putere ca să înceapă să înțeleagă. Pentru că când să vină momentul să iese la luptă, la război, să aibă o acoperire așa de puternică între ei ca să nu fie problemă. Pentru că și asta elimină, într-un fel, problemele de instinctul de moarte.
care să vorbim despre el încă un pic. Ei, aceiași băieți care vin plin, gândește-te că ei sunt acum la vârsta de 18-19 ani și sunt la vârful dezvoltarea lor fiziologică, biologică, psihologică. Și la dezvoltarea asta a însemnat că hormonele lor sunt într-o formă cel mai puternică. Gândește-te că atunci ei sunt ca mine când în 1973, când am fost în armată, atunci armata obligatoriu și pățesc să intrăm în războiul de Yom Kippur, eu mă lupt ca să fiu eu pus într-o misiune și când vine un ofițer și îmi spune, hei, soldat, ieși afară că eu te schimb, i-am zis în niciun caz nu. Pentru că vreau să mă lupt. Nu era posibilitate. Soldații debiau așteptau ocazia asta, să vină o ocazie din felul ăsta ca să iese la luptă. Acum hai să mă întreb, Serena, domnul doctor, dar soldații ăștia sunt întregi la cap? Nu gândesc că s-ar putea să fie, că o să moară? Nu se poate să fie? Nu se gândesc în felul ăsta. A zis odată generalul Barak, Ehud Barak, l-a întrebat cineva o întrebare fantastică. I-a zis, general Barak, tu ai fost mii de ori față de împușcături, față de pistoale. Cum ai rezistat? Cum ai reușit tu să fii înaintea lui? Generalul Barak a spus așa, în momentul când a intrat prima frică în tine, ai terminat viața. Este foarte important, este foarte importantă motivația interioară și puterea care, da. Nu e numai motivația interioară, e motivația, e motivația că tu trebuie să trăiești dacă sunt două persoane și sunt acum la alegere și depinde de tine, tu trebuie să faci tot efortul și nu contează dacă el nu o să fie. E contează că tu o să rămâi. Am înțeles, întoarcerea spre... Vezi, este o chestie de moment. Este o chestie de instinctul cel mai sălbatic. Bazic. Da, am înțeles. Și atunci, în momentul ăsta, se decide sorțile. Cel mai mică ezitare, cel mai mic conflict care le-ai pus în numerele tale, înainte de când intre la o confruntare, să știi că ți costă. Din alte cuvinte, nu ai voie. Am auzit un tată vorbind despre băiatul lui. Un tată adevărat, de un om de nota 10 pentru mine. Dar el a zis, am știut că el nu se va întoarce. El zice, am știut asta pentru că el era un mare artist, un mare, mare pianist. El era și cu lupta, era și cu pianul și cu arta. Și când ești și pianist, poți să fii și pianist, poți să fii și ce vrei în artă, dar din momentul când trebuie să pui instinctul de rezervare, de trăire, el trebuie să fie în primul loc. Primează în fața orice. În momentul când ai pus conflictul înainte de tot, ai pășit-o, ai pierdut jocul. Ăsta este ideea principală care ne învață. Și o să dau mecanismele de apărare și o să aduc, nu numai asta, am să arăt cum facem ca să ieșim cel mai bine. Asta este misiunea psihologului, nu numai să vindece oameni care sunt într-o stare mai proastă. Asta da. Dacă te duci la o misiune, și apropo,
Eu nu vorbesc numai de luptă. Eu vorbesc că ai primit să fii director de promovări și trebuie să promovezi marfa ta, produsul tău. Dacă te joci cu jocul de da, nu și da și încă o dată nu, ai să pierzi. Dacă te uiți și îți faci țintele și știi să le aranjezi bine și ești ca un animal sălbatic care vrea să câștige și trebuie să câștige, ai toate șansele de a câștiga. Au fost la mine, mai mulți soldați, băieți, candidați în Piatra Neamț, care au vrut să intre la legiunea străină. Și nu știu dacă știi, Serena, dar ei au examene foarte grave, foarte dure, pentru a intra în legiunea, pentru că se plătește foarte bine, pentru că e un statut. Eu vorbesc acum de anii 90 până în 2000, că după asta s-a modificat lucrurile și acum e altceva. Dar eu vorbesc în anii ăia. Și pe lângă testările care le-am învățat împreună și cum trebuie să se prezinte, care asta este, se poate de a face, le-am învățat, o le-am pregătit, cum înseamnă să fii un soldat bun. Nu poți să fii un soldat. Testul cel mai frumos este luat din Biblia veche, Serena. În unul din judecători, în cartea Șoftim, trebuie să iese la război și trebuie să-și aleagă soldații lui. Și el vine foarte mulți, dar vrea să știe cine a să fie soldații care au să poată să facă față în lupta grea. Ce a făcut el? Le-a luat lângă un râul de apă și le-a întrebat cine este sete. Și cine este sete să poate să bea. Oamenii care au avut armă, pușca pe ei și au lăsat pușca jos și s-au dus să bea în râul, pe el le-a eliminat. Numai ăștia care au ținut arma cu ei și prin armă au băut un pic, dar au ținut mai întâi pe ei arma, pe ei le-au ales. Ce vrea să spună povestea asta, e o poveste fascinantă, că și la asta trebuie să știm să alegem cel mai bun soldat. Acum, trebuie de luat în evidență că sunt, cum am zis, și oameni care s-au născut cu impuls, cu o energie mai puternică. Ăștia poate să aibă un atu mai bun ca un soldat. Sunt unii care au învățat cum să se apere mai bine. Au învățat asta când le ataca un alt băiat și tata a zis, știi ceva? Hai să te iau la judo, la karate. Hai să te învăț cum să ai și control al tău asupra luptei, dar să te învață cineva cum să folosești același instrument. Și într-adevăr, copiii iubiți, copiii îngrijiți, copii cu 7 ani de acasă, copiii care s-au dus la cursul și copiii care au avut și o socializare bună între ei. Apropo, s-a făcut și verificări în Israel, țin minte asta în anii 80, și s-a descoperit că cel mai bun soldat vine din partea kibuțul și din partea satele. Interesant! În aceeași perioadă, în kibuț, băiatul era învățat
să fie să se ducă la pionerat. Era învățat să se lupte pentru că el nu stătea cu părinții. El se ducea la părinți pentru o oră, două, dar el avea camera lui cu alți copii. Era un sistem, dacă ți amintești de colhoz, de sistemul rusesc. Trebuiau să se adapteze, deci nu există altă soluție decât să se Exact, adapteze. Da. exact. Și le-a învățat partea bărbătească, partea puternică, cum să fii un soldat bun, ca să te lupți, ca să nu pierzi lupta ta fața altora. Și așa au venit și ei se pregătește pentru luptă. Acum, dacă noi adunăm și partea motivațională, dacă adunăm partea motivațională și spunem, tatăl meu a fost un colonel, ori a fost un ofițer de grad mare, eu trebuie să îndeplinesc și eu linia lui. Asta e tot unul din factorii care ajută. Dacă trebuie de spus că aceeași persoană este foarte motivat din cauza elemente că el este chemat și numit pe un nume de un mare erou israelian. Nu contează israelian, alte țări, tot la fel. Îl băgăm pentru că aceeași persoană e motivat și crede în același lucru. În momentul când unul din lucrurile nu crede destul, cum ar fi, eu nu cred că războiul ăsta cu Hamas, să zicem, nu cred că e război corect, nu cred că e război sincer. Ei, în momentul ăsta când el spune lucrul ăsta și totuși este chemat să se ducă la luptă, mai bine este ca cineva, un colonel de un cineva sau un psiholog, să-l ia și să vorbească cu el, să vadă dacă e pregătit. Pentru că în Altfel e o subconștient. victimă, sigură. Adică altfel Exact. își atrage sigur, exact. Exact. Da. E acum, nu numai referindu-se la partea asta de motivații asupra. E destul că are o ceartă cu prietena lui și prietena lui îl amenință dacă te duci acum și mă lași, eu termin cu tine toate relațiile. În momentul ăsta, Am el înțeles. a intrat în ceață. Și În asta momentul nu ăsta. se poate vedea, și dacă el nu spune, nu se poate ști. Dacă nu spune, dar aici vine comandantul, care l-a chemat în rezervă, să zicem acum e în rezervă, și începe să vorbească cu ei. Și întreabă, cineva a venit aici cu puțin conflicte, cineva l-a stresat cu ceva. Ei, dacă nici așa nu iese nimic, dar se vede în el, în fața lui, în figura lui, îngrijorare. Se vede destul ca, să zicem așa, ca să vină părinții sau soția să vorbească cu comandantul și să spună, să știi, să iei în atenția ta că a venit acasă și n-a vorbit cu noi nimic, s-a închis în camera lui. Opa! E de acum un factor foarte puternic ca să știm Un că semnal. este o problemă. Fantastic. Ce important este. Și bănuiesc că trebuie făcută periodic aceasta, că se aude și aici și peste tot în lume, se aud toate aceste atentate care au loc, toate astea. Deci sunt prin școli, până nu știu ce, ăștia sunt oameni care au probleme serioase și ei umblă pe stradă. Deci cineva trebuie să observe. Dar vezi, aici intervine interesul omului față de omul de lângă el. Unul spune, ce e treaba mea, nu mă interesează, de ce m-ar interesa, nu s-a legat de mine, s-a legat de ălalt, știi?
Da, și pe urmă o să se lege și de tine și o să se întâmple și mai rău. Dar vezi, oamenii nu realizează asta. Li se pare că stau în confortul lor, știi? În Așa cutiuța este. aia de liniște. Vai ce bine o duc. Nu. Așa este. Trebuie Acum, să ne pese. gândește-te că eu la școala de ofițer mi s-a dat un exercițiu. Dădea la toți și mie și ca să vadă dacă sunt capabil să duc o grupă de persoane și să fiu comandantul lor. Și țin minte că mi-a dat un exercițiu să iau o grupă de 12 persoane și să le conduc în Liban. Am făcut lucrul ăsta, dar m-am pregătit la nebunie. 12 persoane mi-am pregătit, dar după jumătate și m-am pregătit și cu orientarea a hărțile. N-aveam voie să iau cu mine hartă de Liban, și trebuiam să mă pregătesc cum să navighez până să ajung acolo. Era vorba de 50 de kilometri să faci lucrul ăsta. Și într-o dată vine un sergent din grupa noastră, se apropie de mine și îmi spune: domnul comandant, eu cred că ați greșit drumul și este un pericol, pentru că aici stau arabii și dacă ne prinde, ne omoară. Zic, stai liniștit, totul o să fie bine. Dar după încă vreo 2, 3, 5 kilometri, vine altul și îmi zice: domnul comandant, noi am făcut drumul ăsta înainte de câteva zile. Dumneavoastră, acum ați venit de la școala de ofițer, nu știți drumul. Ei erau și nehotărâți, și foarte nepregătiți, pentru că cineva le-a zis că eu acum am terminat școala de ofițer și pentru că eu, dacă eu sunt o Tânăr, persoană tânăr, tânăr. tânăr și Da. neexperimentat, au pierdut un pic încrederea. Și vreau să vă spun că când a venit a doua oară, a început inima mea să bată. Și am zis: uai, oare au dreptate? Eu acum sunt acum în două poziții. Ori că mă dau după ei și lăs pe unul din ei să conducă și atunci am pierdut șefia și am pierdut ofițeria mea în totalitate. Ori că zic ce cred eu, le încerc să le conving și îmi iau un risc. Am luat a doilea, am luat riscul. Și vreau să vă spun că am avut o noapte grea până am ajuns acolo, dar când am ajuns și ne-am așezat, a venit ăsta sergentul și a doilea și îmi zice: să știi, ne pare rău că te-am pus în semn de întrebare și în nesiguranță. De atunci, până am terminat armata, au fost ei cel mai ai mei. Din alte Aproape, da, cuvinte, aproape. aproape de mine. V-a legat acest moment, da, v-a legat. Gândește-te ce pățeam dacă le lăsam ca ei să conducă. Ori invers, gândește-te ce pățeam dacă luam decizia, am luat-o și era greșită. Asta ne arată că în toată viața noastră umblăm cu posibilități, da sau nu, și cu mare noroc. Dacă destinul spune că e bine unde mergi și te duci după asta, e bine. Dacă tu mergi împotriva destinului, de multe ori, dar niciodată nu poți să știi. De asta e foarte, foarte, foarte problematic. Dar uite-te și aici, cum o treabă micuță, cum o treabă micuță. Când eu am terminat, înainte de câteva zile, am terminat școala de ofițer, ăștia au zis: băi, cum ne dă un ofițer care nu are nicio experiență să ne conducă? Întotdeauna cred că se întâmplă asta în orice armată și cu și în, cred că în orice poziție, în orice muncă, vine un inginer Sigur. tânăr sau vine un, indiferent cine vine tânăr, se întâmplă asta.
Ce? Eu aveam aici o listă de întrebări, știu că la... Dar te rog, Da. pentru că vreau să arăt, înainte de 2 zile, Bibi Netanyahu face un afiș, pune un chat, o postare și scrie: după când o să se termină războiul, sper că o să se verifice dacă planul lui ăsta, comandantul cel mare de la Hamas, n-a fost intenționat, pentru că a văzut că în Israel sunt discuții și sunt refuzuri de a servi armata. A vrut el să dea, să se apere pe el, Dar chiar chiar a asta fost este. așa ceva? E una din întrebările pe care o aveam și eu Nu acum. a fost, nu numai că n-a fost. Nici eu nu cred. Asta, dacă pui așa ceva, îl pui pe armata și pui pe comandantul armatei într-o decizie, într-o situație, când ei sunt mai slabi, n-au voie. Când noi mergem la ceva așa de decisiv, totul trebuie să se aranjeze punctual, unul după altul. Eu țin minte când le-am așezat pe ăștia 12 și le-am așezat să stăm pe și să ne apărăm, am aranjat în așa fel ca fiecare să prindă o poziție de nord, est, west, ca să fie un fel de stea, ca fiecare să aibă o posibilitate să vadă unul față de altul și să avem o legătură strânsă. Asta este încrederea care se sudează și între oameni. Uite, am să Exact. spun acum ceva pentru că Te rog. noi vom mai avea, vreau să vorbesc despre acest minunat hazard, despre tărie. Dar înainte aș vrea să spun ce a povestit Rav Sorin Rosen ieri la Bereșit. M-a impresionat mult cuvântul lui și nu numai al lui, al tuturor. A fost o ocazie care pe mine mi-a bucurat sufletul cu adevărat și cred că nu numai mie. A povestit despre situația cuiva peste ocean care stătea lângă ghișeu, acum, e vorba de acum, lângă ghișeul de cumpăra bilete și de câte ori venea un tânăr soldat care avea ordinul să se prezinte înapoi în Israel, el cumpăra un bilet. Și a cumpărat un bilet, două, trei, 25 de bilete. M-a impresionat gestul, pentru că este un gest ăsta, așa au fost și alte lucruri. Și de aici a venit întrebarea mea, oare ce simte un tânăr chemat la armată și care nu poate să se prezinte? Cred că este o traumă interioară foarte mare. Depinde de ce nu poate să se prezinte, din Ei, cauza nu că e că el. bolnav, că nu poate, eu știu, în alt continent, nu știu ce... Ok. Pot să spun că și asta e una din ridicările morale și motivaționale, pentru că din momentul când el a plecat cu prietena lui în străinătate să vadă tot sudul Americii, și primește ordin numărul 8, se numește. Ordinul numărul 8 este prezentare urgentă, nu contează din ce loc te afli. Dacă ești în Asia sau și trebuie să reprezinți că ai făcut un efort să te întorci în țară. Acum, din fericire, pentru că războiul nostru este corect și sincer și pentru că noi nu am făcut nimic Așa este. împotriva lor, Așa este. oamenii, când au primit ordinul ăsta și au văzut ce măcelărie s-a făcut în tot sudul țării, 1500-1400 de om au fost omorâți în jumătate, o zi întreagă, nu se poate așa. Asta e ceva nedescris. În momentul ăsta au venit și au zis: pe noi ne prezentăm în orice fel. Și într-adevăr, statistic vorbind, a crescut numărul de la 100% care ei s-au așteptat la 140%. Cu 40% au venit mai mult când ei au cerut: dați-mi voie să facem armata. Eu personal, la o vârstă care de mult am depășit armata, de mult, mult, mult,
am cumpărat bilete ca să plec, ca să ajut acolo, pentru că serviciul meu acum acolo este poate în prioritatea numărul 2 sau 3. Foarte Asta important. e. Da. Cel mai important astăzi este sănătatea mentală, pentru că situația în Israel e foarte firavă. Și dacă eu intenționam să plec și soția să plângea și fata, nu pleci, eu am zis că plec. În ultimul moment, Wizz Air a anulat zborurile și n-am putut să plec. Dar de atunci până acum văd și vorbesc cu oameni prin acea Skype, eu nu fac cu Zoom, eu fac cu Skype și ajut foarte mulți oameni. Asta este. Asemenea, cazuistică e interesantă, pentru că omul, dacă aude, uite, un caz de felul ăsta, omul știe, se identifică, găsește, dar uite, și eu sunt în situația asta. Și hai să-l căutăm să ne lămurească, să ne facă și nouă bine. Despre asta va trebui să mai vorbim. Eu mă uit că ceasul zboară, nu știu când zboară timpul, dar mi-ai spus că la fără un sfert trebuie să pleci și eu nu vreau să abuzez, pentru că vreau să mai vin și altădată, să stăm de Sigur vorbă. că. A fost Sigur. foarte interesant. Vreau să spun că avem audiență, avem aici și din Israel avem, care ne ascultă. Și, Excelent. da, și vom avea Și întrebări. poți să le dai numărul meu de telefon dacă Da, are cineva cu siguranță. pare, ori are cineva o problemă, ori vrea să se lămurească, ori vrea să prindă puțin mai multă încredere, cu cel mai mare drag și fac asta fără nicio sumă de bani, eu fac asta gratuit. Am înțeles. Uite, aici, uite ce spune cineva din Israel, o prietenă bună, foarte bine ați explicat, dar numai cine trăiește în Israel poate înțelege asta. Da, Da. eu vreau să ne pregătim și vorbesc acum și cu cei care ne urmăresc, cu întrebări, cu discuții și, așa cum m-am oferit mai devreme, să intre cu noi în direct, pentru că nu ne deranjează dacă o să intre una, două, trei persoane, să avem o discuție, să avem întrebări și răspunsuri. Îți mulțumesc mult, dacă mai Dar, vrei Serena, acum. să spui la public că noi încă 2 săptămâni o să ne întâlnim. Ne întâlnim sigur când, da. Tot luni, iese 20, ca să știe și ei să se pregătească și dacă au întrebări să le pună În înainte orice caz, să-ți ia. eu pot să mă întâlnesc și în alte zi, nu este obligatoriu, este ce se întâmplă. Eu Da. sunt un creator de Așa condiții, este. să spunem, și atunci nu sunt condiționată de un program foarte strict. Aș vrea să spun că știu că prietenele m-au întrebat, în spate este locul din lagărele de concentrare unde se roagă evreii la acest loc, eu nu știu acum dacă îl vedeți. Uite, acum Aha, dacă îl vedeți mai da, bine. îl văd. Da, este locul care se roagă pentru cei care au murit în Holocaust. Și din păcate, ce s-a întâmplat acum a contrazis această vorbă pe care o doream cu toții să fie adevărată, never again, a fost acum. Aș vrea Așa. să-ți mulțumesc încă o dată și foarte, cum să spun, cu multă recunoștință, pentru că tot ceea ce spui este pătrunde și rămâne undeva, omul se gândește la asta și rămâne să ne reîntâlnim. Când o să Mulțumesc și putem, eu. deci nu este oricând, oricând putem, da? Da. Dar Da. rămâne stabilit, asta întreb. Rămâne Da, stabilit luni rămâne, încă da, 2 săptămâni? stabilit. Dacă intervine ceva, vorbim. Și eu o să Sigur. mai circul, că mai circul și eu. Dar rămâne de principiu așa. Da. Bine, Mulțumesc bine. mult de tot și mulțumesc Numai celor bine, la care sunt revedere. alături de noi. La revedere și pe data viitoare. Cu mult drag.